se intonează imnul național al României. Se oficiază serviciul religios de către un sobor de preot militar și civil din garnizoana Bacău. Pentru oficierea celor religios, gardă, descopii, riți! Adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi ai Revoluției Române și a robilor tăi, George Dorel, Ciprian, Gheorghe, Marius Costel, cu tot neamul lor cel adormit căzut în Revoluția din decembrie, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care-i călcat moartea, pe diavolul ai surpat și-ai viață dăruindu-mi tale, însuți, Doamne, odihnește pe eroii neamului nostru românesc,
căzuță Revoluția din 89 și pe toți eroii din toate timpurile, din toate locurile, și așează, Doamne, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Oricât au greșit în viața lor pe pământ, ca noi oamenii, cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-ne lor! Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să trăiască și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta, dreptate este în viață și cuvântul tău adevărul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna a dormiților robilor tăi, a tuturor eroilor din Revoluția din 89 și a celui pe care acum i-am pomenit cu tot neamul lor cel adormit, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, Preasfântul, bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi, unde noi este durere, mințări de sarele suspină, Doamne, adormiților robilor tăi, George Dorel Gheorghe, Ciprian și Marius Costel, cu tot neamul lor cel adormit, împreună cu toți cei care i-am pomenit, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Dumnezeu să ierte pe eroii Revoluției Române și să-i așeze cu Sfinții. Se depune coroana de flori din partea Unității Administrative Teritoriale Bacău. Delegația este condusă de domnul
Constantin Scripăț, viceprimar al municipiului Bacău. Mă? Nu aici? Nu, aici, mă. Asta e altfel. Din partea Consiliului Județean Bacău. Delegația este condusă de domnul Sorin Brașoveanu, președinte al Consiliului Județean Bacău. Se depune o coroană de flori din partea instituției prefectului județul Bacău. Delegația este condusă de doamna Luminița Coșa, prefect al județului Bacău. Depune o coroană de flori din partea comandanților unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale, comandantului Direcției Județeană de Informații Bacău, comandanților instructor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Gruparea Mobilă de Jandarmi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră. Delegația este condusă de domnul comandor Leonard Baraboi, comandant al Garnizoanei Bacău.
se depune o coroană de flori din partea reprezentanților Asociației Revoluționarilor 22 decembrie 89 Bacău, Frăție și Dreptate și a reprezentanților Asociației Revoluționarilor Anticomuniști din decembrie 1989 România. Hola.